Bună seara, vă spun din nou, la emisiunea Teologia în Actualitate. Este din nou o bucurie pentru mine să fiu împreună cu toți cei care ați decis și în seara aceasta să ne urmăriți. În seara aceasta dorim să abordăm un subiect interesant și de actualitate, un subiect despre un domeniu care ne influențează viața noastră tuturor, și anume conducerea. Conducerea este esențială, este esențială în societate, este esențială în biserică. Am descoperit o carte care explică multe aspecte despre conducerea bisericilor evanghelice din România. Cartea aceasta se numește Influențe specifice asupra conducerii bisericilor creștine baptiste din România și este scrisă de Timotei Rusu, lector, doctor la Institutul Teologic Baptist din București. Bine ați venit în seara aceasta cu noi! Bună seara, bine v-am găsit, vă doresc binecuvântarea Domnului. Chiar dacă cartea aceasta este scrisă cu ceva timp în urmă, o găsesc încă actuală și aș dori ca în această emisiune să discutăm despre ce influențează conducerea Bisericii Evanghelice din România. Dar, pentru că sunteți prima dată cu noi în emisiune, sunt două întrebări de care niciunul dintre invitați nu scapă. Unu, prima întrebare este cum ați ajuns să studiați teologia? Cum, ce v-a făcut să decideți ca să nu alegeți o altă, un alt domeniu de studiu și o altă profesie decât cea de slujitor al lui Dumnezeu? Eu am binecuvântarea să fiu a doua generație de credincioși baptiști, părinții mei fiind primii care s-au întors la Domnul, îmbrățișând credința și au fost pentru mine niște exemple. Eu am crescut într-o familie numeroasă, sunt ultimul din 7 copii, au fost 9 de toți și am avut harul să experimentez în fiecare zi ce înseamnă biserică. În fiecare zi, acasă la noi, tata ne aduna la rugăciune, cântam, citeam cuvântul lui Dumnezeu, ne pregăteam, astfel că întotdeauna când mergeam la biserică eram pregătiți, știam cuvântul de aur, știam ce se întâmplă. Când ne întorceam acasă, în timpul mesei, discuția era ce ați înțeles voi copiii de la ora de rugăciune, ce ați înțeles de la studiul biblic, ce ați înțeles de la serviciu divin, și între noi era o concurență. Cine învață mai multe versete, cine știe poezii, cine se implică mai mult. Astfel, pentru mine, slujirea a fost parte din viața mea. Eu nu am avut neapărat un moment în care să simt o chemare supranaturală, să aud o voce interioară sau să văd ceva, un semn sau ceva scris pe cer. Dimpotrivă, a fost ceva natural. Știu, când am vrut să mă duc la institut, m-au întrebat, de unde știi că ai chemare? A fost o întrebare destul de grea. În afară de faptul că asta e viața mea și așa văd eu că aș trăi și nu văd că ar fi altceva mai important decât asta, faptul că asta e viața mea, nu am avut un răspuns specific. Dar am văzut că Dumnezeu m-a călăuzit. Pentru mine a fost o experiență extraordinară. Dacă aveți un semn, a fost și intrarea la seminar. Pentru că eu am dat la seminar în anul 1989. N-am sperat că voi intra de prima, pentru că atunci era foarte dificil să intri la seminar. Adică trebuia să fie o biserică care să te recomande, apoi era întâlnirea de la comunitate, o preselecție la comunitate. Dacă treceai de preselecția de la comunitate, era încă o preselecție la București cu cei care au trecut de preselecțiile de la comunități. Și apoi era examenul propriu-zis.
Țin minte și acum întâlnirea de la comunitatea de Cluj, unde m-am prezentat. Mi-au pus câteva întrebări. Am fost așa de emoționat de nici n-am mai știut. M-au întrebat unde scrie cel neprihănit va trăi prin credință. Am chiar dacă scrie de 3-4 ori în Scriptură, nicio referință nu mi-a venit în minte. Și am zis, știu că scrie prin Roman, scrie prin Evrei, nu mai știu exact unde scrie, dar știu că scrie. Na, unde scrie că un lucru cer de la Domnul și vă doresc serbinte, vreau să locuiesc toată viața mea în casa Domnului? Păi zic, în psalm, sigur, dar nu știu în care. Și la urmă, după ce m-am mai pus câteva întrebări și din mărturisirea de credință, m-au rugat să îi las pe păstor, că eram plenul păstorilor, să delibereze, mă cheamă înapoi și îmi spun, frate Rusu, țin minte pe fratele Ușan așa serios, când se uita la tine, avea impresia că știe și ce gândești. Frate Rusu, noi ne-am gândit că ești tânăr și că ai putea să mergi la institut la anul. Și eu am zis, fraților, eu m-am rugat și ce îmi spuneți dumneavoastră, aceea e voia Domnului pentru mine. Dacă așa ziceți, eu așa am să fac, vă mulțumesc, vă doresc binecuvântare, mă pregăteam să ies. Eram liniștit și frații se uită unul la altul, ce? Nu pleca, stai puțin. Dacă tu așa zici, du-te anul ăsta. Și a fost așa lucrarea Domnului că am ajuns anul acela la București și a fost harul lui Dumnezeu că am trecut de preselecția de la București, apoi examenul de la București. A fost o altă experiență. Cu siguranță că asta poate să fie o emisiune. O discuție mai lungă. Da. Dar a fost, hai să vă spun doar la un examen, că chiar a fost un semn acolo. Știu că era la Vechiul Testament și am tras un bilețel și zic, eu pot să răspund. Și fratele Talcoș spune, ai 20 de minute să te pregătești. Dar zic, n-am nevoie de 20 de minute, pentru că în momentul în care am citit, am zis, a, știu. Și astea au fost întrebările. Prima dată a fost un psalm despre casa Domnului. Eu obișnuiam să mă duc în misiune cu grupul Prinos, și ziceam Psalmul 84 înainte de una dintre primele cântări care le cântam noi la un serviciu divin. Deci ăla știam. Apoi despre Gabaoniți și lupta de la Gabaon. Aia a fost pentru mine ultima predică, dacă pot să numesc predică ce am ținut atunci. Dar ideea a fost frumoasă pentru mine. Ce se întâmplă când după o victorie te încrezi în tine? Că Iosa n-a întrebat pe Domnul, aia mi-a atras mie atenția. N-a întrebat pe Domnul când au venit deghizați gabaoniții. Și a treia întrebare a fost chemarea lui Ieremia. Și asta a fost un mod în care Dumnezeu mi-a vorbit. Nu zic că ești un copil, că eu, uite, voi pune cuvintele mele în gura ta. Și astfel am observat din biletul care mi-a căzut. Putea să cadă oricare. Când am văzut cum au fost aceste trei subiecte deja puse în mintea mea și în inima mea dinainte, am zis, cu siguranță, asta e voia Domnului. Deci așa am ajuns la teologie. Deci, cu alte cuvinte, aproape că am putea spune că ați primit chemarea în momentul în care ați pășit la institut. Acel moment a fost ca un moment al pecetluirii acestei chemări. Cum ați ajuns? O confirmare. Cum ați ajuns să predați? Predați la institut, dorința aceasta de a învăța și pe alții din Cuvântul lui Dumnezeu. Când am terminat institutul, nevoia era destul de mare, erau foarte puțini profesori și am avut o oarecare invitație să ajut în această parte academică, dar nu am simțit înăuntru meu că aș face lucrul ăsta. Mă gândeam la colegii mei cu care am fost 3 ani împreună. Mi se părea ciudat să mă văd de cealaltă parte a catedrei față de ei și să le explic cum e să fii în lucrare. Astfel am spus nu și Dumnezeu m-a călăuzit înspre Biserica din Deva.
M-am dus acolo să slujesc cu drag, cu inimă, cu toate motoarele înainte. Și pe parcurs Dumnezeu m-a deschis anumite uși să mă pregătesc. Astfel am făcut programul de master de la TCM, care m-a ajutat foarte mult. De acolo m-au încurajat să fac încă un program de Master of Theology la Leuven, în Belgia. Și apoi mi s-a deschis oportunitatea să fac programul de doctorat la Facultatea de Teologie Baptistă din București. Am înțeles atunci că dacă Domnul deschide o ușă, o face cu un scop. Astfel că am ajuns în anul 2007 să termin programul de doctorat și apoi au venit câteva schimbări care au cerut să fie un număr mai mare de cadre didactice și din nou am văzut lucrarea Domnului. După 20 de ani de pastorat, am ajuns la momentul în care să fie și nevoia și pregătirea. Că așa lucrează Dumnezeu. Pregătește din timp lucrurile. Astfel când a trebuit o persoană care să aibă pregătirea necesară, să aibă doctorat și care să aibă și expertiză în partea practică, în teologia practică, am simțit că Domnul le orchestrează, le pune împreună. Biserica m-a sprijinit, familia m-a sprijinit și am început să lucrez mai la început în programul de la distanță și apoi la zi în venind modular predând câteva cursuri. Dacă ne întoarcem la subiectul nostru, influențe specifice asupra conducerii bisericii, da, ne vom referi în principal la Biserica Evanghelică, la Biserica din România. Aș vrea să vă întreb, este oare conducerea bisericii influențată din exterior sau conducerea bisericii este influențată doar dintr-o singură direcție, din ceea ce cunoaște, interacționează cu Cuvântul lui Dumnezeu? Poate să fie conducerea influențată și din exterior? Da, asta a fost o întrebare la care a trebuit să răspund atunci când am decis care să fie teza, numele tezei. Și atunci când faci o teză de doctorat, trebuie să fii destul de specific ca să mergi în adâncime pe un subiect. Chiar zicea cineva, domnule, care e diferența între un generalist și un specialist? Și, na, sună un pic distractiv, dar cam așa e. Generalistul spune că știe nimic despre totul, specialistul știe totul despre nimic. Și am ajuns la momentul în care trebuia să mă restrâng și îmi trebuia și un punct de plecare. Pentru mine, cartea lui Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, o carte scrisă în anii 1950, a fost punctul de plecare. Acest teolog explică, din studiul lui interdisciplinar, de etică, istorie, sociologie, explică cum biserica a început foarte bine. Din punctul lui de vedere, biserica a început ca o sectă în iudaism. Și el face diferență între sectă, dar cu o conotație pozitivă, și biserica, cum a ajuns ea. A spus, biserica a început cu un rol formator, un rol conducător, și apoi în timp a abdicat de la rolul acesta și a fost ea influențată de biserică, de societate. Astfel că biserica a ajuns de la statutul de sectă, adică de un organism viu la care oamenii aderă, la o biserică în care oamenii se nasc, în care ei
mai degrabă acceptă compromisul decât persecuția. Și teza lui este că biserica, da, este influențată și este puternic influențată de ce se întâmplă în jurul ei, de societate. Lucru pe care el îl deplânge. Spune faptul că biserica a decăzut de la rolul acela formator. Nu este o scuză. Și nu înseamnă că altcineva va putea vreodată să umple acel gol. Biserica este chemată să se ridice și să-și asume rolul formator pe care îl are. Astfel, punctul de plecare în teza mea a fost acest studiu că biserica este influențată. Și implicit și conducerea bisericii. Da, și când a trebuit să mă restrâng și la ce din biserică este influențat, dorind să lucrez pe partea de conducere, m-am restrâns la conducerea bisericii, la modul în care conducerea bisericii este influențată și m-am uitat în țara noastră cum aș putea să ajut mai bine bisericile. Și m-am uitat în trecut, m-am uitat în prezent, m-am uitat în viitor și am ales trei influențe asupra conducerii bisericii. Bineînțeles, nu puteam să o lăsăm afară biserica ortodoxă, care a fost o influență din zona religioasă. Apoi am avut, cronologic, prima influență a fost influența perioadei comuniste și după aceea a treia influență este influența postcomunistă sau a societății postmoderne. Astfel, cele trei influențe asupra conducerii au constituit studiul meu și rezultatul studiului în această carte. Privitor la influența comunismului asupra conducerii bisericii, care au fost principalele aspecte care, prin care comunismul a influențat conducerea? Și aici mă refer nu doar la faptul că a stabilit niște limite, niște interdicții, dar în modul de a conduce, în felul de a conduce. Da. Comunismul a început foarte promițător pentru mulți și mulți chiar au mușcat această momeală că se poate să existe o societate de oameni egali care au totul împreună, unul pentru toți, toți pentru unul. Dar ușor și-a scos ghearele, colții și conducătorii au fost, chiar dacă păreau la început niște oameni blânzi, dar s-au transformat în niște dictatori. Dictatura este un cuvânt de ordine pentru conducerea comunistă, conducerea de tip comunist. Apoi am identificat controlul absolut. Când omul nu mai avea libertatea lui de exprimare, de gândire, nu mai avea libertate de manevră, parcă peste tot era cineva, îl urmărea, cineva controla, absolut totul era, totul venea de sus, veneau directivele de sus și oamenii n-aveau altceva de făcut decât să plece capul și să fie de acord. Perioada aceasta am gustat-o și eu din plin, pe mine m-a prins anul 1989, la vârsta de 21 de ani, deci am făcut pregătirea mea de liceu, am făcut armată în sistem, am văzut cum e, câteam pentru a merge la seminar un an, am lucrat efectiv în fabrică și am văzut exact cum toate lucrurile sunt controlate. Dictatura și controlul sunt două și mai era al treilea aspect, scuze. Erau, mai am încă două, alinierea la specificul conducătorului. Toate, parcă, dacă te uiți la o filmare, de exemplu, din perioada comunistă,
dacă te uiți la o nuntă sau dacă te uiți la orice, îți dai seama că totul este ca monocolor. Blocurile toate arătau într-un fel, casele arătau cam toate într-un fel. De fapt, cineva care construia casă îi spunea, uite, ai trei variante de casă, vrei așa, așa sau așa. Cei care își permiteau. Mașinile erau, aveau două, trei culori, era albă, roșie, greu găseai alte culori. Totul părea gri șters. Conducătorul era cel care dădea linia și toți care se aliniau conducătorului aveau o viață mai ușoară. Cine se punea de-a curmezișul, de fapt se punea de-a curmezișul unei sisteme. Și interesant, al patrulea lucru, al patra influență, a numit eu nepotismul. Când te uitai la modul în care erau promovați anumite persoane în anumite poziții, găseai ușor relațiile care erau între ei și cei care îi promovau. Acum toți știm, dacă ne uităm însă de la familia cea mai iubită în vremea aceea și toți de care s-au înconjurat a fost, mare majoritate a fost rudenie. Acum, când ne uităm la biserică și când m-am uitat la aceste influențe și apoi m-am uitat la biserică, mi-a fost destul de greu, această parte a tezei mele a fost puțin dificilă. Pentru că scopul meu n-a fost să caut biserici, persoane pe care să le etichetez. Chiar țin minte că atunci când a trebuit să am niște profesori în comisie, a fost profesorul Iuhas de la Institutul Reformat din Cluj, care atunci când i-am dat lucrarea a zis, vai ce bucuros sunt că primesc o astfel de lucrare. Am mai coordonat pe un student din Ungaria, spune el, și acolo a făcut o lucrare extraordinară. A spus, preotul cu tare a fost informator, preotul celălalt a fost vândut statului, uite, și era bucuros așa că primea niște informații apetisante, așa piperate. Și am spus, poate să fiți dezamăgiți, dar în teza mea, eu am prezentat influențele, am prezentat soluții cu care poți să contracarezi aceste influențe. Nu am vrut să funcționez ca un fel de jandarm care să verific, să fac cercetări, să scriu cărți despre cei care au luptat în perioada comunistă, chiar dacă era o zonă destul de bună și era destul de la modă. Atunci, în anii 2007, 2005, 2007, când am lucrat eu, să se scrie despre temir ce oameni și niște nimeni de astăzi să vină să judece pe unii din trecut că au fost mari sau mici sau... Nu, eu am vrut să ajut biserica. Astfel, teza mea să lucreze ca un termometru, nu ca un termostat. Să spună, asta este temperatura și așa poți să o crești. Dar fiecare se poate cerceta. Astfel că eu le-am propus uitându-mă în special la persoana și la lucrarea Domnului Iisus, la fiecare din aceste influențe negative, le-am propus și niște soluții. Cum pot să contrabalansez aceste influențe? Deci, dacă ar fi să luăm dictatura, cum se vede această dictatură în slujirea pastorală, în viața unui slujitor în biserică? Pentru că suntem cei care am crescut sub comunism, știm cum s-a văzut în societate, dar cum se vede, cum s-a văzut și cum s-ar putea vedea, că s-ar putea că influența aceasta nu a dispărut total și care ar fi soluția legată de dictatură?
Cu dictatura stăm destul de interesant. Nu știu, cred că Silviu Brucan a spus că în fiecare român este câte un mic Ceaușescu, câte un dictator care ar trebui exorcizat. Asta a fost părerea dânsului. Eu cred că la noi, dacă ne gândim la câteva scenarii posibile, la noi am putea să vedem dictatura, o dictatură mascată, am numit eu. Care e ideea? Mulți dintre conducători au știut acest mod de conducere. Și asta era modul de conducere. Dictatorial, tu ești șeful, tu trebuie să le spui oamenilor ce să facă, ei au doar dreptul sau oportunitatea să te asculte. Ții minte când am mers în pastorat, unul din frații prezbiteri, mai în vârstă, mi-a spus, frate Timotei, trebuie să fie o mână de fier, să nu-i scap din mână. Acum, dacă în perioada comunistă, în care așa se conducea peste tot, în biserică nu a apărut că este ceva ieșit din comun. În momentul în care în societate deja s-au schimbat modul de raportare, biserica să păstreze abordarea aceasta dictatorială, că așa zic eu, că eu sunt șeful, deja a devenit foarte, foarte vizibilă. Eu cred că dictatura se poate vedea atunci când cineva este marginalizat. Dacă nu e de acord cu conducătorul, ușor nu mai este implicat, este lăsat deoparte. Dictatura se poate vedea în modul în care se conduc anumite ședințe. De multe ori... Eu am ultimul cuvânt? Adică șeful are ultimul cuvânt? Da, eu am ultimul cuvânt sau, când este vorba de ședințe, eu fac ordinea de zi și în momentul în care cineva vrea să pună ceva pe ordinea de zi, eu îi spun, îmi pare rău, nu este pe ordinea de zi. Este cunoscută expresia diversele sunt diversiuni. Adică nu veniți voi cu idei, eu sunt șeful, eu vă spun exact ce trebuie să votați. Și uneori problema care o cred eu cea mai păguboasă este că astea se pot îmbrăca toate într-o haină foarte spirituală. Am participat la ședințe în foruri decizionale, în care ne întâlneam într-un anume for, care avea prin statut responsabilități să ia decizii. Și cum se putea arăta această dictatură, această manipulare? Păi, prin a zice, hai să petrecem mai mult timp în rugăciune, în studiu, și apoi când lucrurile deja, când timpul era ocupat, oamenii erau obosiți, la urmă câteva decizii, rapid, hai să luăm deciziile acum că pleacă trenul. Întrebarea mea era, dar aici nu suntem la un seminar, nu am venit să facem studii biblice, nu am venit să facem ore prelungite de rugăciune, am venit ca să gândim, să căutăm voia Domnului și să luăm anumite decizii. Deci, într-un mod foarte mascat, nimeni nu va veni să spună, eu sunt dictatorul aici, vă spun eu ce facem. Și un astfel de dictator vine cu un anumit tip de discurs, care știe cum să manipuleze oamenii, vine ori cu un discurs foarte fatalist sau triumfalist și își exprimă punctul de vedere manipulând gândirea oamenilor.
Deci, cu alte cuvinte, limitează libertatea celorlalți de a se exprima, de a spune punctul de vedere, de a-și exprima modul în care gândesc și de a propune anumite soluții și rezumă totul la propria lui idee și la propria lui strategie, ceilalți trebuie doar să fie ascultători și nu comentatori, să le spunem așa. Sau aici mai este încă o... sau se face doar un simulacru de dezbatere. Este o anumită problemă teologică, practică și am participat și la astfel de întâlniri în care am spus, hai să facem trei referate în care să prezentăm din trei unghiuri diferite această problemă. Și bineînțeles, conducătorul are referatul lui și îl prezintă, și ceilalți îl prezintă, și apoi, ca și când celelalte două referate n-ar fi fost, deci, dragii mei, uite, v-am spus, asta este. Când se publică, nu se publică trei referate, se publică un referat. Ce e asta? Este exact un mod mascat de dictatură. Tu vrei să arăți că îți pasă și chiar asculți ce zic alții, dar de fapt tu nu asculți. Pentru și că de vrei fapt ca... nu există un interes real pentru oameni în sensul acesta, ci centrarea este asupra conducătorului și el trebuie să iasă în evidență și din ceea ce spuneți, cred, parcă văd că această dictatură încă nu a dispărut. Încă influența aceasta rămâne în biserică, poate capătă diferite conotații. Da, poate să fie și la nivel de biserică, pot să fie moduri în care sunt luate decizii, moduri în care sunt conduse comitete, sunt conduse adunări generale, modul în care sunt acceptați sau nu acceptați anumiți oameni în diferite poziții, în care li se încredințează sau nu li se încredințează anumite responsabilități. Dictatura pare cea mai sigură în ceea ce privește conducerea. Și oamenii care așa au crescut au impresia că așa trebuie să fie. Dar nu trebuie să fie așa. Există o cale mai bună în care oamenii pot să fie într-adevăr respectați, oamenii pot să fie ascultați și ceea ce Domnul a pus în trupul lui prin darurile fiecăruia să poată să fie exprimate, darurile să fie exprimate. Deci există o cale mai bună. Deci ce, dar ce am putea spune despre control? Pentru că menționam un alt element, pe lângă dorința aceasta de putere manifestată în mod abuziv, ce putem spune despre ideea de control în conducere și în raportul în ceea ce privește chiar viața bisericii? Eu imaginez o persoană care vrea să controleze totul ca un fel de centrală telefonică. Toate legăturile trebuie să treacă pe la el. Asta e un semn de mare neîncredere în oameni. Omul, acest lider, funcționează ca un dop mai degrabă. Pentru că el nu are nici capacitatea să proceseze toate informațiile și nici nu dă libertatea oamenilor să slujească. Vei găsi un astfel de lider că nu deleagă responsabilități. Un astfel de lider vrea să fie implicat în toate întâlnirile. Îl vezi că nu se poate face o întâlnire. N-a venit liderul. El nu are neapărat responsabilități într-un departament, dar e și el acolo, că trebuie să nu piardă contactul cu oamenii. Eu cred că e greu să lucrezi cu un astfel de om, e greu să faci echipă cu un astfel de om și e foarte greu să se dezvolte
armonios și relații de încredere cu un astfel de om. Pentru că liderul care e dictator, el vine și imprimă o oarecare presiune până când frica oamenilor și până când se satură oamenii, el pare că e în siguranță. Când oamenii deja s-au săturat, atunci se revoltă și el va zbura. Condoleezza Rice, care a fost secretar de stat în Statele Unite, a avut un speech foarte interesant despre dictatură și a început cu povestea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care el a venit și a încercat să domne și oamenii erau ținuți cu frică. Până când ura oamenilor este mai mare decât frica, când ura oamenilor a fost mai mare decât frica, eu parcă auz și acum pe Condoleezza Rice spunând, Ceaușescu a început să le spună și la jumătatea frazei a fost huiduit. Și el nu-i venea să creadă urechilor cum este huiduit. Prima dată a crezut că este aclamat, dar de fapt era huiduit. Ura oamenilor a învins frica și astfel Ceaușescu a trebuit să plece. Așa se întâmplă când îi ții pe oameni cu frică și cu mână puternică. Domnul Iisus Hristos nu așa a condus. Asta e o astfel de conducere, vine din comunism, este o influență a celui rău din comunism și noi ar trebui să o identificăm. Nu arătăm cu degetul spre nimeni, dar fiecare ar trebui să se uite în oglindă și în Scriptură și să vadă dacă cumva este tributar și să găsească ce ar trebui să facă a se conducă asemenea Domnului Iisus Hristos, nu asemenea liderului comunist. Mai existau două aspecte care au fost menționate, alinierea perfectă la specificul conducătorului și nepotismul. Oare mai sunt prezente acestea și astăzi în postcomunism? Să zic așa, am văzut că într-un fel dictatura și controlul mai se manifestă și astăzi, dar celelalte două, oare le mai putem regăsi și astăzi? Păi asta rămâne ascultătorul nostru să identifice, să vadă dacă se regăsesc. S-ar putea să se regăsească uimitor, părerea mea, s-ar putea, zic eu, chiar la generații destul de tinere, care nu au trăit neapărat mult sub comunism, dar care la un moment dat, decât să lupte și să încerce să coaguleze o biserică care au vârste diferite, specific diferit, gusturi diferite, mai degrabă spune, eu încep ceva nou după chipul și asemănarea mea. Ceva care să fie exact cum gândesc eu, cine vrea să vină cu mine, vine, cine nu, nu, vorba americanilor, my way or highway, semnez ceea ce spun eu, dacă nu, cauți altă parte unde să fie cum vrei tu. Și eu cred că și asta poate să fie o meteahnă, tot moștenită. Că există, spuneam la un moment dat, și dictatură pasivă, cum există fumători pasivi, există și conducători autocrați pasivi. Ei nu au învățat neapărat așa, dar în jurul lor alții așa au fost. Și ei moștenesc acest stil. Și chiar dacă, aici e lucru care cred că e cel mai sensibil, înăuntru tău, tu ești împotriva acestui stil de conducere, mai ales când îl vezi la altul. Dar când îți vine rândul tău, tu așa știi să faci. Când discut cu tinerii la consiliere premaritală, de obicei îi rog să aibă un timp în care să-și evalueze fiecare familia lui. Și să fie, nu să fie
nu să judece părinții, nu asta le cer, ci le cer să evalueze niște fapte și să vadă ce nu le-a plăcut în familia lor. Și oamenii spun, uite, de exemplu, nu mi-a plăcut că taică-meu când era supărat, ridica tonul. Sau nu-i plăcea că maică-mea când era supărată, se retrăgea. Și după ce fac această listă cu lucruri care nu i-au plăcut la ei lui, le spun tinerilor, vă ia scrieți care este titlul acestei liste. Titlul spune așa, greșeli pe care le voi face cel mai ușor. Nu mi-a plăcut că tata a ridicat tonul, dar când sunt eu supărat, ce îmi va fi cel mai ușor să fac? Ceea ce am văzut. Ce-a făcut tata? Să ridic tonul. Ce va fi cel mai ușor să facă fata? Ce-a făcut mama? Să se retragă, să se izoleze, să nu mai vorbească o zi, două, trei, cinci cu soțul. De aceea, eu le spun colegilor mai tineri în special, uitați-vă ce vă deranjează cel mai mult la noi, care am trecut de 50 de ani, la cei care sunt la 60 de ani, la 70 de ani. Ce vă deranjează cel mai mult? Și apoi căutați în inima voastră. S-ar putea să vă deranjeze la altul, pentru că este și în inima voastră. Deci aceste influențe pot să fie. Dacă ar fi să discutăm, înainte de a trece la a doua influență menționată, din spectrul religios, la polul opus față de acest sistem de conducere din comunism, cum ar apare conducerea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a prezentat că ar trebui să o avem? Ce spune Domnul Iisus Hristos despre conducere și cum este exprimată această conducere în viața Mântuitorului? Da, între voi să nu fie așa. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Știți că domnitorii veacului acestuia îi conduc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Eu am pus aici la contracararea influențelor din perioada comunistă două expresii. Iubire, nu manipulare, și slujire, nu comandă. Iubire, nu manipulare. Noi trebuie să iubim oamenii. Dictatura, din punctul meu de vedere, este o lipsă de dragoste. O lipsă de dragoste pentru oameni. Singurul lucru pe care îl iubește un dictator este orgoliul lui sau poziția lui. Sau probabil este fricos, se teme că își pierde ceva. Ioan spune, în dragoste nu este frică. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Domnul Iisus i-a iubit pe ai lui. Eram într-o zi la biserică, într-o joi cea mare, și am citit Ioan 13. Și am întrebat frații, de ce a iubit Domnul pe ai săi? Și au fost câteva răspunsuri așa din memorie. Și am zis, nu așa, eu vă voi citi din nou versetul și dumneavoastră să-mi răspundeți la întrebare. În Ioan 13 spune, Iisus, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. De ce i-a iubit? Repet eu întrebarea. Și au rămas surprinși, la un moment dat au văzut oamenii acolo expresia, pentru că iubea, i-a iubit. N-avea niciun alt motiv decât dragostea în sine. Dacă iubești oamenii, o vei face ca Domnul Iisus și o vei iubi pentru că iubești, pentru că așa e natura ta. Dumnezeu e dragoste și de aceea iubește. Nu i-a iubit pentru că au fost drăguți, nu i-a iubit pentru că au fost dedicați, nu i-a iubit pentru altceva, i-a iubit pentru că i-a iubit. Singurul mod în care putem scăpa de dictatură e să iubim pe oameni, nu să-i manipulăm. Iubire nu înseamnă că îi spui omului nu trebuie să te schimbi. Nici vorba. Mi-a plăcut o expresie pe care am auzit-o la unul din profesorii de leadership din Statele Unite. Zice, imaginați-vă scena următoare. Domnul Iisus le spală picioarele ucenicilor. Și Petru la un moment dat vine și spune, Doamne, nu!
Nu mă speli tu. Și Domnul vine și spune, Petre, tu mă numești învățătorul și Domnul. Și bine zici că sunt. Dacă eu nu te spăl, tu nu ai parte cu mine. Cu alte cuvinte, Domnul spune, dacă nu te spăl eu, ești concediat. Faptul că te iubesc nu înseamnă că tu mă conduci. Dumnezeu mă conduce. Eu te iubesc, te slujesc, dar te conduc. Eu sunt învățătorul și Domnul. Noi nu trebuie să-i manipulăm pe oameni, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i abandonăm. Nu înseamnă că nu trebuie să le spunem adevărul. Asta poate să-i regăsim în partea cealaltă la postmodernism. Și asta înțelegem că a iubi, de fapt, cum spuneați, înseamnă a direcționa și a face voia lui Dumnezeu și a-i conduce pe oameni, chiar dacă ei nu cred anumite lucruri care trebuie să le facem, din dragoste pentru binele lor vom face lucruri și vom chema la lucruri care poate încă ei nu le înțeleg, cum a fost și cazul menționat din Sfânta Scriptură. Da, și înseamnă să ai răbdare cu omul, există o dezvoltare. Domnul Iisus, după 3 ani, le dă un mic test de teologie, un fel de test de licență. De fapt, nici măcar nu le pune întrebarea, că na, e jenă să aibă un răspuns prost din partea lor. Domnul Iisus le spune în Ioan 14, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Nu e întrebare, este o afirmație, cu alte cuvinte, voi ar trebui să știți. Era de așteptat să știți unde mă duc. Și toți tac. Petru nu știa, Ioan nu știa, dar Toma a fost el așa mai curajos și a zis, Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Probabil că dacă am pățit noi lucrul ăsta, nu? După 4 ani, după 3 ani jumate de teologie, să spui unuia, deci știi care este definiția mântuirii și o să spună, păi, nu știu. Eu cred că ne-am fi supărat. Dar Domnul a avut răbdare și cu Toma și a zis, Toma, uite-ți spun, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce, n-am mai auzit până atunci, Toma, că Domnul Iisus este calea, că Domnul Iisus este ușa, că Domnul Iisus este mana din cer, că Domnul Iisus este totul? Ba da, dar Domnul Iisus a avut răbdare pentru că îi iubea. Modul în care vorbești cu oamenii arată cât de mult îi iubești. De aceea, dragostea este soluția. Nu poți scăpa de spiritul dictatorial dacă nu iubești. Și când vorbești cu oamenii, să nu-i manipulezi, să nu folosești vinovăția pentru a-i determina să facă ceva. Domnul Iisus niciodată nu și-a manipulat ucenicii. Niciodată. Dar El le-a slujit. Nu le-a dat comandă, ci i-a slujit. Este exemplul Domnului Iisus Hristos, care cu siguranță e perfect și ar trebui să fie urmat și ne-ar ajuta să scăpăm și de dictatură, de control, de aliniere la specific sau de nepotism. Cu toate că vreau să spun ceva la nepotism aici. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, El a ales și găsim membri ai familiei implicați în lucrare. Găsim Petru și Andrei, Iacov și Ioan, 2 perechi de frați. Dacă ne uităm, Maria, Marta, care slujau împreună. Dacă ne uităm, vom găsi de multe ori persoane care sunt într-o familie și slujesc. De exemplu, Barnaba cu Ioan Marcu erau rudenii, erau din Cipru. Misiunea s-a dus undeva înspre rudele lor, dar niciodată n-a fost o alegere doar pentru că cineva este fratele meu sau este verișorul meu sau este copilul meu sau este tatăl meu. Faptul că cineva este de valoare este argumentul ca să poată să slujească undeva. Nu-i vina nimănui că este frate cu cineva sau copilul cuiva. Câtă vreme el are chemare
și har să poată să lucreze. Timpul trece așa de repede și mă gândeam să abordăm cel puțin a doua influență, nu știu dacă vom reuși și a treia, poate într-o altă emisiune, legat de spațiu religios, anume religia majoritară, care într-un fel este și are o influență în societate. Cum a influențat aceasta biserica, conducerea bisericii evanghelice? Da, putem să fim mai conciși fără nicio problemă. În biserica majoritară găsim autoritatea ierarhică. Asta e primul lucru care îl vedem. Nu biserica este aceea care are un cuvânt de spus, ci episcopul vine și spune: acesta este preotul care de mâine va fi la voi, la biserică. Apoi, al doilea lucru negativ pe care îl văd eu este să vezi moralitatea conducătorului ca o cerință secundară. Când teologia vine și spune că vrednicia preotului sau conducătorului este vrednicia lui Hristos, nu vrednicia lui, atunci e o problemă. Când spui, ok, când sunt îmbrăcat cu Hristos, atunci este vrednic el și nu e nicio problemă, dar apoi ar fi bine să fii vrednic, dar nu te descalifici dacă, știu eu, te-a văzut cineva beat pe stradă sau te miri ce alte păcate vizibile ai făcut. Și apoi, bineînțeles, formalismul, tradiționalismul, când îi iei de la enoriaș, le iei responsabilitatea lor de a-și îngriji de suflet, când preotul își asumă grija pentru sufletul lui și îi promite, stai liniștit că, uite, eu am cheile, mi s-o dat putere să leg, să dezleg, atunci, bineînțeles că omul vine la biserică când vine când poate și pentru el doar faptul că a fost botezat în biserică, că mai merge o dată de două ori, este suficient, mai trimite câte un face o donație și și-o rezolvat problema asta. Asta pot să fie găsite și în bisericile evanghelice. Se poate de multe ori câte un anumit slujitor să fie pus de forul tutelar să spună, uite, acesta e. Și eu înțeleg, sunt situații de criză în care o biserică poate este sfărâmată, fărâmițată, nu mai are o structură de rezistență care să o facă să poată să existe. Și atunci cineva vine și ajută temporar ca să se întrămeze și să-și găsească conducătorul. Dar noi, ca și credincioși baptiști, credem că autoritatea este a bisericii locale, credem în independența bisericii locale și faptul că autoritatea se dăruiește. Biserica e aceea care recunoaște pe de-o parte o autoritate morală care o primește lucrătorul de la Dumnezeu și îi atribuie acelui lucrător și autoritatea pe care ei o vor recunoaște după aceea. De aceea noi avem un sistem mai democrat de a alege liderii, se prezintă, se votează, este un anumit procentaj ca să poată să fie ales. Dar e foarte important autoritatea să fie odată primită de la Dumnezeu, să fie să aibă acoperire în caracter, în pregătirea omului și să fie recunoscută de biserică. Cum este văzută moralitatea la noi? Cum este văzută moralitatea din perspectiva unei biserici evanghelice la conducător?
Dar moralitatea, eu zic că la noi, este teoretic privită foarte, foarte înalt. Se așteaptă de la noi, ca de la liderii din bisericile evanghelice, să aibă o viață ireproșabilă. Dacă, știu eu, sunt cazuri de eșecuri, se prea poate ca, știu eu, ca o influență din această biserică, dacă există anumite interese, se poate ca un anumit lider să fie mai degrabă acoperit decât să fie încurajat să se pocăiască. Și asta nu ajută nici mărturia bisericii, nu ajută nici viața bisericii. Biblia vorbește clar despre anumite lucruri care trebuie să fie caracteristice liderului spiritual și care l-ar descalifica. Nu zic că dacă cineva a făcut o greșeală, el nu poate să fie iertat. Dar în ce privește calificarea lui pentru slujbă, asta e o problemă foarte mare. Mulți zic, dar ce, David n-a păcătuit? Eu îi spun, da, a păcătuit. Dar s-a pocăit și apoi și-a pierdut dreptul și platforma. Nu veți găsi niciun psalm în care el va spune cum să te lupți cu poftele. Niciun psalm. O sumedenie de psalm care vorbește cum să te pocăiești, cum să strigi înspre Domnul, cum să cauți adăpost la el, stâncă, refugiu, dar niciunul despre cum să reziști ispite sexuale. Pentru că a căzut acolo. El a simțit, este un domeniu în care nu e autoritate. Și de aceea eu cred că în lumea noastră, în care se spune, fă ce zice popa, nu fă ce face popa, ar trebui să mergem mai degrabă la versetul lui Pavel, care spune, călcați pe urmele mele, sau ce ați văzut la mine, ce ați auzit la mine, faceți și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Învățăm foarte bine. Dacă ar fi legat de postcomunism și în postcomunism identificat influențele postmodernismului, poate dacă am reușit să le menționăm și pe acestea pe scurt, în așa fel încât cei care ne urmăresc să aibă o idee cât de cât completă, nu completă, dar vor citi cartea, care ar fi aceste influențe din postcomunism, postmodernism? Da, ați mai vorbit și cu alți colegi despre postmodernism. Postmodernismul, ca un curent filozofic, vine ca un răspuns, ca o reacție la modernism, la ceea ce înseamnă valori, adevăr, autoritate, și găsim aici ca niște influențe o stare de rebeliune. Are logică, nu? Dacă de ce există autoritate? Există autoritate pentru că există valori. Și cei din autoritate trebuie să protejeze aceste valori. Dar dacă dispar valorile, dacă valori nu mai sunt, atunci nu mai are sens autoritatea. Ce să mai păzească liderul? Și astfel este o fel de rebeliune față de conducători. Oricine ar fi în față, de orice culoare ar fi, va fi această rebeliune. De cealaltă parte, sunt niște pretenții de acceptare din partea membrilor. Nu-mi spune mie că e păcat să, știu eu, să nu îmi plătesc taxele. Nu-mi spune mie că nu am voie să mă mânii pe cutare. Nu-mi spune mie că trebuie să mă împac neapărat cu cineva. Lasă-mă, tu trebuie să mă accepți. Să mă accepți așa cum sunt. Și îmbracă toleranța sub formă de îngăduință creștină. Nu este îngăduință, fraților. Nu este dragoste.
Și dragostea este definită nu o raportare la un adevăr, că nu mai este adevărul, nu o raportare la o normă, că nu mai este normă, ci raportarea pur și simplu la ce cred eu. Tu trebuie să crezi ce cred eu, să mă accepți, că asta înseamnă îngăduință. Și ajunge chiar la a sărbători ceea ce cred eu, care este altfel de cum crezi tu. Da, eu numesc asta un fel de toleranță intolerantă. Și la nivelul conducerii se găsește și acea retragere a conducătorului în care spune: auzi, eu nu mă mai implic. Eu le predic Evanghelia, fiecare să facă ce vrea. Și când este vorba de partea dificilă de corectare sau de disciplină bisericească, atunci fac un pas înapoi, dacă e altcineva care vrea să se implice, eu vreau să fiu liniștit, eu vreau să pot să predic Evanghelia. Astea sunt niște influențe care vin din perioada aceasta, din zona aceasta postmodernă, postcomunistă. O ultimă întrebare, ne apropiem de încheiere, o ultimă întrebare care ar fi, dacă cu siguranță ar fi de mare folos ca cineva să citească cartea aceasta, unde ar putea să găsească cartea aceasta și cum ar putea să ajungă în posesia ei? Asta e o întrebare. Eu am scos câteva exemplare. Nu le-am pus în nicio librărie, că nu m-am gândit neapărat la a le comercializa. Dacă cineva este foarte interesat de carte, poate să-mi scrie un e-mail și pot să-i o trimit. Ce am făcut însă, am scos o carte mai pe înțelesul tuturor, am numit-o Ora Rebelionului, care am un tiraj mai mare și pot să răspund la mai multe nevoi. Dar dacă ar mai fi un minut, v-aș spune cât de bună poate să fie perioada asta postmodernă pentru biserică și ce uși se deschid. Robert Verber asemăna istoria, împărțea istoria în 5 părți și spunea că acum suntem foarte asemănători cu primul secol. Și este perioada în care relațiile sunt mai importante pentru oameni decât învățătura, decât doctrina. Omul vrea să vadă dacă îți pasă de el și după aceea îl interesează ce crezi. Când în modernism era invers. Tu veneai și luptai pentru un adevăr și câștigai pentru adevăr. Acum este momentul în care noi putem să avem relații extraordinare, în care putem să formăm grupe mici, în care omul să vină și să simtă că există într-adevăr o comunitate a dragostei, dar nu a dragostei acelea de bunic care zice fă ce vrei, ci a dragostei transformatoare care te adună împreună, care îți dă un echilibru, care îți dă împlinirea și te ajută în lumea asta atât de debusolată să regăsești nordul. Mă mulțumim mult pentru prezență în această emisiune, mulțumim mult pentru aceste informații foarte importante pentru noi, pentru cei care ne ascultă, poate unii nu sunteți în postura de conducători și după această emisiune vă gândiți cum să judecați pe cei care vă conduc. Nu cred că aceasta a fost ideea esențială acestei emisiuni, ci cum ați putea să sprijiniți pe cei care conduc în așa fel încât să conducă nu după un model secular, nu după o influență care vine externă nouă, ci după adevărurile care sunt revelate în Cuvântul lui Dumnezeu, să-i ajutăm pe cei care conduc, să-i sprijinim în așa fel încât să fie ceea ce Hristos ne-a chemat pe toți să fim, și anume urmași ai Lui și acei ucenici care suntem chemați să facem și alți ucenici. Mulțumim că ați fost în seara aceasta cu noi, vă mai așteptăm și vă dorim tuturor o seară bună și până data viitoare, la revedere, Dumnezeu să ne binecuvinteze!